Astăzi te invit să descoperim împreună cele 7 semne incontestabile ale prezenței Duhului Sfânt în viața noastră. Aceste 7 semne nu doar că îți vor transforma viața, dar îți vor aduce și pacea sufletească pe care o cauți. Așadar, pregătește-ți inima și mintea pentru a primi aceste învățături transformatoare. Dumnezeu ne-a adus împreună pentru un scop, iar astăzi vom descoperi cum prezența Duhului Sfânt ne poate schimba viețile. Te încurajez să lași un comentariu mai jos și să ne împărtășești gândurile tale despre prezența Duhului Sfânt în viața ta. Și nu uita să distribui acest video cu prietenii și familia ta, așa cum apostolii au dus numele lui Isus mai departe. Așa că primul semn al prezenței Duhului Sfânt în viața ta este acesta. Numărul 1. Încrederea în mântuire. Romani 8:16 spune: Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Mulți credincioși se îndoiesc sau se întreabă dacă au prezența Duhului Sfânt în viața lor. Întreabă lucruri de genul: Am primit cu adevărat botezul Duhului Sfânt sau Duhul Sfânt m-a părăsit din cauza unei greșeli pe care am făcut-o? Dar adevărul minunat pe care ni-l oferă Scriptura este acesta. Când Duhul Sfânt se stabilește în individul care l-a primit pe Hristos ca Domn, Duhul Sfânt începe să afirme adevărul, și anume că aparții lui Dumnezeu în inima ta. Duhul Sfânt este cel care ne convinge că suntem copii ai lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este acea voce, acea asigurare, acel sigiliu al promisiunii asupra noastră care ne spune că de fapt aparținem lui Dumnezeu. Așadar, încrederea în mântuirea ta este dovada că Duhul Sfânt locuiește în tine. Acum înțeleg că acest lucru ar putea să-i facă pe unii credincioși puțin nervoși, pentru că, auzind acest lucru, cei care se întreabă dacă au prezența Duhului Sfânt ar putea spune: Ei bine, mă întreb dacă am prezența Duhului Sfânt și, prin urmare, probabil că nu am prezența Duhului Sfânt. Dar nu este chiar atât de simplu. Vedeți, în timp ce Duhul Sfânt ne vorbește constant și ne afirmă că suntem de fapt copii ai lui Dumnezeu, dușmanul vorbește și el. Dușmanul plantează și el semințe de îndoială. Așadar, această măsurătoare de ei bine, am îndoieli și, prin urmare, nu aparțin lui Dumnezeu, nu este deloc o măsurătoare bună, pentru că există un război, există o bătălie, există un dialog interior care merge înainte și înapoi între bine și rău, și acest dialog interior ne face să credem într-un moment că aparținem lui Dumnezeu și în momentul următor să ne îndoim că aparținem lui Dumnezeu. Dar astfel știi că ai prezența Duhului Sfânt. Adânc în Duhul tău știi că aparții lui Dumnezeu. Există o încredere adâncă în tine. Acum te poți lupta în emoțiile tale unele zile. Poți să nu simți că aparții lui Dumnezeu. Te poți lupta mental, uneori să gândești că nu aparții lui Dumnezeu. Dar adânc în Duhul tău există întotdeauna această pace subiacente, această cunoaștere profundă și liniștită că de fapt ai mântuire, că de fapt ești un copil al lui Dumnezeu. Și acesta este cu adevărat lucrarea Duhului Sfânt care locuiește în tine. Așadar, numărul 1, un semn că ai prezența Duhului Sfânt, este că ai încredere în mântuirea ta. Numărul 2 este caracterul evlavios. Galateni 5:22-23 spune: Dar rodul Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Caracterul, nu carisma, este standardul Duhului. Știi că ai prezența Duhului Sfânt nu neapărat pentru că puterea lui Dumnezeu se odihnește asupra vieții tale, deși acesta este unul dintre semne, ci pentru că caracterul lui Hristos este dezvoltat în tine. Caracterul lui Hristos este semnul suprem că de fapt aparții lui Dumnezeu, că de fapt porți prezența Duhului Sfânt. Vedeți, oamenii pot falsifica puterea, pot pretinde că se roagă în limbi, pot pretinde că fac minuni, pot pretinde că trăiesc vieți evlavioase, toate în timp ce trăiesc o viață dublă. Dar dovada că ai primit botezul Duhului Sfânt, dovada că prezența Duhului Sfânt locuiește în tine, este că ești puțin mai mult ca Isus astăzi decât erai ieri. Dovada este în felul în care trăiești, dovada este în felul în care te porți, dovada este în felul în care umbli conform standardelor evlavioase. Trăiești cu un caracter evlavios? Numărul 3. Pasiune și putere pentru evangelizare.
Fapte 1 cu 8 spune, ci voi veți primi putere când Duhul Sfânt se va coborâ peste voi și îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Veți observa aici că Scriptura ne spune că atunci când prezența Duhului Sfânt vine peste cineva sau când puterea Lui vine peste cineva, acea persoană devine martor. Așadar, vedem că un individ va primi o putere de a evangheliza și o pasiune de a evangheliza, o dorință de a îndeplini această sarcină. Există o îndrăzneală evlavioasă care vine peste cineva care a fost botezat în Duhul Sfânt. Când ești botezat în Duhul Sfânt, pasiunea Lui devine pasiunea ta, iar pasiunea Lui este numele Lui Isus. Pasiunea Lui este Evanghelia. Duhul Sfânt este cel mai mare evanghelist al cerului. Duhul Sfânt este cel mai mare lider de închinare al cerului. Nimeni nu-L iubește pe Isus cum îl iubește Duhul Sfânt. Nimeni nu iubește Evanghelia cum o iubește Duhul Sfânt. Nimeni nu dorește să câștige pe cei pierduți cum dorește Duhul Sfânt. Și când prezența Lui locuiește în viața ta, acea putere și acea pasiune devin evidente în tine. Numărul 3. Pasiune și putere pentru evangelizare. Fapte 1 cu 8 spune, ci voi veți primi putere când Duhul Sfânt se va coborâ peste voi și îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Veți observa aici că Scriptura ne spune că atunci când prezența Duhului Sfânt vine peste cineva sau când puterea Lui vine peste cineva, acea persoană devine martor. Așadar, vedem că un individ va primi o putere de a evangheliza și o pasiune de a evangheliza, o dorință de a îndeplini această sarcină. Există o îndrăzneală evlavioasă care vine peste cineva care a fost botezat în Duhul Sfânt. Când ești botezat în Duhul Sfânt, pasiunea Lui devine pasiunea ta, iar pasiunea Lui este numele Lui Isus. Pasiunea Lui este Evanghelia. Duhul Sfânt este cel mai mare evanghelist al cerului. Duhul Sfânt este cel mai mare lider de închinare al cerului. Nimeni nu-L iubește pe Isus cum îl iubește Duhul Sfânt. Nimeni nu iubește Evanghelia cum o iubește Duhul Sfânt. Nimeni nu dorește să câștige pe cei pierduți cum dorește Duhul Sfânt. Și când prezența Lui locuiește în viața ta, acea putere și acea pasiune devin evidente în tine. Numărul 4. Dovada vorbirii în limbi. Acum vreau să fiu foarte clar aici, pentru că aici se concentrează o mare parte din dezbatere. Unii vor spune că trebuie să te rogi în limbi pentru a fi salvat, sau trebuie să te rogi în limbi pentru a dovedi că ai prezența Duhului Sfânt în viața ta. Acum, acest lucru nu este adevărat. Trebuie să spun acest lucru. Cred în darul vorbirii în limbi. Cred puternic în el, de fapt, mai mult decât majoritatea celor pe care îi veți auzi. Și vorbesc despre el mai des decât majoritatea celor pe care îi veți auzi. Dar vreau să subliniez aici că vorbirea în limbi nu este semnul că ai primit Duhul Sfânt. Este un semn că ai primit Duhul Sfânt. Este o manifestare a unei realități interioare. Nu este în sine realitatea. Așadar, fapte 2:32-33 spun astfel, Dumnezeu l-a înviat pe Iisus din morți și noi toți suntem martori ai acestui lucru. Acum El este înălțat la locul de cea mai mare cinste în cer, la dreapta lui Dumnezeu. Și Tatăl, așa cum a promis, i-a dat Duhul Sfânt să-L toarne peste noi, așa cum vedeți și auziți astăzi. Ei bine, ce vedeau oamenii că face biserica? Vedeau că biserica primea Duhul Sfânt. Vedeau focul lui Dumnezeu venind peste biserică. Așadar, vedeau puterea Duhului Sfânt. Numărul 2 spune, și aud. Ei bine, ce auzeau? Auzau credincioșii rugându-se în limbi. Auzind credincioșii rugându-se în limbile lor, ceea ce era o manifestare supranaturală, bazată pe ceea ce rugăciunea multora ar numi bâlbâială. Acești oameni vorbeau în ceea ce unii ar numi bâlbâială, dar cei care ascultau auzeau în propria lor limbă. Știu asta pentru că mulțimea, vorbind în limbi și fiecare reprezentând mai multe limbi, îi auzeau în propria lor limbă. Așadar, în 1 Corinteni 14:39, Biblia spune, astfel, frații și surorile mele, fiți dornici să profețiți și să nu opriți vorbirea în limbi. Ei bine, unii ar spune, ei bine, rugăciunea în limbi este abilitatea supranaturală de a te ruga într-o limbă pământească. Acest lucru nu este adevărat, pentru că 1 Corinteni 14:2 spune, căci cel ce vorbește în altă limbă,
nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu. Nimeni nu-L înțelege și în Duhul El spune taine. Nimeni nu poate înțelege pentru că limbile nu sunt o limbă pământească. Ele pot manifesta ca o limbă pământească miraculos, dar la sursă este ceea ce mulți ar numi bâlbâială. Dar știm că există putere în acea limbă cerească. Așadar, acesta este unul dintre semnele vorbirii în limbi. Numărul 5. Dragoste pentru Isus. Roman 5:5 spune: iar această speranță nu duce la dezamăgire, pentru că știm cât de mult ne iubește Dumnezeu, deoarece ne-a dat Duhul Sfânt să ne umple inimile cu dragostea Sa. Duhul Sfânt pune dragostea lui Dumnezeu în tine. Nu doar că înveți să-i iubești pe alții pe măsură ce prezența Duhului Sfânt se manifestă în viața ta, dar dezvolți și o dragoste pasionată pentru persoana lui Isus. Dezvolți o dragoste pentru Isus însuși. Așa cum am spus mai devreme, nimeni nu-L iubește pe Isus așa cum îl iubește Duhul Sfânt. Și dacă te vei preda Lui, Duhul Sfânt vrea să pună această dragoste în inima ta. Vrea să aprindă și să întrețină focurile primei iubiri. Vrea să cultive în tine o pasiune pentru numele lui Isus. Când ai prezența Duhului Sfânt, știi acest lucru pentru că ești obsedat de Isus. Când ai prezența Duhului Sfânt, știi acest lucru pentru că nu poți să nu vorbești despre Isus. Vrei să vorbești cu prietenii tăi despre Isus. Vrei să vorbești cu familia ta despre Isus. Vrei să vorbești cu colegii tăi despre Isus. Când ești umplut cu Duhul Sfânt, totul este despre Isus, Isus, Isus. Devii o persoană a lui Isus. De ce? Pentru că Duhul Sfânt a venit să-L glorifice pe Isus. A venit să depună mărturie despre Isus. Așadar, când primești prezența Duhului Sfânt în acest fel, acea pasiune, acea dragoste se revarsă asupra ta din adâncul Duhului tău și devii obsedat de Isus. Este o obsesie sfântă care îți copleșește ființa și devii 100% o persoană a lui Isus. Vorbești despre Isus, te gândești la Isus, trăiești pentru Isus, respiri pentru Isus. Totul din tine vrea să cunoască și să împărtășească despre Isus. Așadar, acesta este numărul 5, dragoste pentru Isus. Numărul 6, cunoașterea adevărului. 1 Ioan 2:27 spune: dar voi ați primit ungerea de la Duhul Sfânt și El trăiește în voi și nu aveți nevoie ca cineva să vă învețe ce este adevărat, pentru că Duhul Sfânt vă învață tot ce trebuie să știți și ceea ce El vă învață este adevărat, nu este o minciună. Așadar, așa cum El v-a învățat, rămâneți în comuniune cu Hristos. Când Duhul Sfânt vine să locuiască în tine, când prezența Duhului Sfânt a preluat viața ta, adevărul se revarsă în ființa ta. Adevărul este primit adânc în tine, adevărul devine porția ta. Primești revelație de la Dumnezeu. Începi să înțelegi lucrurile mai profunde ale Scripturii. Începi să înțelegi adevărul prezenței lui Dumnezeu. Începi să înțelegi adevărul sfințeniei. Înțelegi adevărul cuvântului, adevărul crucii și al sângelui și aceste adevăruri devin ale tale. Aceste comori pe care Dumnezeu le-a ascuns doar pentru cei care îl iubesc, doar pentru cei în care poate avea încredere, doar pentru cei care poartă Duhul Său, aceste comori devin ale tale. Și în sfârșit, numărul 7. Și acest lucru ar trebui să fie evident. Unul dintre semnele că ai primit prezența Duhului Sfânt sau că ai fost botezat în Duhul Sfânt este că umbli în sfințenie. Numărul 7 este sfințenia. 1 Petru 1:2 spune: Dumnezeu Tatăl v-a cunoscut și v-a ales cu mult timp în urmă și Duhul Său v-a făcut sfinți. Ca rezultat, ați ascultat de El și ați fost curățați prin sângele lui Iisus Hristos. Fie ca Dumnezeu să vă dea din ce în ce mai mult har și pace. Duhul v-a făcut sfinți. Ei bine, El este numit Duhul Sfânt. Îmi place să-L numesc Duhul Sfințeniei. Cu alte cuvinte, când ai fost botezat în Duhul Sfânt, păcatul începe să-și piardă atracția. Păcatul începe să arate așa cum este, dezgustător, întunecat, vicios. Începi să urăști ceea ce urăște Dumnezeu când Duhul Sfânt locuiește în tine. Chiar dacă ceea ce urăște Duhul Sfânt este ceva ce faci tu. Acesta este un semn al celor plini de Duhul Sfânt. Ei umblă în sfințenie, rezistă păcatului, fugi de ispită, nu pun lucruri rele înaintea ochilor lor, nu vorbesc despre lucruri rele, nici măcar nu vor să audă lucruri rele,
trăiesc sfințiți, trăiesc separați, trăiesc în protecția prezenței lui Dumnezeu. Și acesta este un semn adevărat că ai Duhul Sfânt. Tot ce fac este să te conduc în predarea ta lui Isus, dar trebuie să te predai cu adevărat lui. Și când o faci, El te va umple cu Duhul Său Sfânt. Poate ești un credincios și ai unele îndoieli. Poate ești cineva care nu l-a primit niciodată pe Hristos. Sau poate ești cineva care l-a primit la un moment dat, dar nu ai văzut niciodată aceste roade manifestându-se, așa că te îndoiești dacă acea experiență de convertire a fost reală în primul rând. Ei bine, să terminăm cu aceasta, să rezolvăm problema chiar acum, să venim la Isus, să mergem la El împreună. Voi vorbi cu El acum și vreau să vorbești cu El împreună cu mine și El te va auzi. Te privește chiar acum, te ascultă chiar acum, te vede, te aude, te iubește, te cheamă. Nu te uiți la aceasta din întâmplare. Să ne rugăm și să repetăm după mine și spune-i din inimă, spune, dragă Domn Iisus, vin la tine ca un păcătos și te rog, iartă-mi păcatele, spală-mă în sângele tău, fă-mă nou. Nu înțeleg totul, dar mă întorc acum la tine. Am nevoie de ajutorul tău, Iisus. Iartă-mă, mântuiește-mă și fii Domnul meu. Îți predau totul acum, te voi urma. În numele tău mă rog, amin.